Primăria Pașcani își îmbunătățește dotările pentru capturarea câinilor fără stăpân de pe străzile municipiului. Zilele trecute, municipalitatea a cumpărat prin sistemul electronic de achiziții publice o armă cu tranchilizante pentru uz veterinar și mai multe articole de vânătoare. Valoarea celor două achiziții este de peste 37.000 de lei fără TVA. Pe lângă pușca de vânătoare, care costă circa 18.000 de lei, au fost cumpărate AC, seringi și cilindri cu aer comprimat în valoare de peste 19.000 de lei. Primarul municipiului Marius Pintilie a spus într-o conferință de presă de la începutul acestei luni că pașcaniul trebuie să scape de haitele de câini fără stăpân de pe străzi. Edilul a promis în conferința de presă de joi, 4 mai, că în următoarele două săptămâni va fi formată o echipă din doi muncitori care să se ocupe doar de ecarisaj. Referitor la câini, am luat deja câteva măsuri pe partea de ecarisaj. Am constatat că avem o armă care este defectă, am trimis-o la reparat și am făcut comandă de încă o armă nouă. Vă promit că, să zicem, în două săptămâni de zile vom avea o echipă de ecarisaj formată din două persoane care va face doar ecarisaj pe tot mandatul care a mai rămas. Deci mi-am promis și am vorbit și cu cei de la gospodărie comunală, vom avea o echipă de oameni formată din două persoane care va face doar ecarisaj. Nici eu nu sunt mulțumit de faptul că merg pe stradă, prin centru și trec câini pe lângă mine. Am discutat cu toată lumea, nu există altă variantă. Cine se opune la chestiunea asta va avea de-a face cu mine. Potrivit unei statistici prezentate de viceprimarul municipiului Cristian Rățoi, anul trecut au fost capturați 565 de câini, care mai apoi ar fi ajuns la padocul din pădurea Moțca. Alesul local a precizat că de la an la an sunt adunate tot mai multe patrupede de pe străzi, dar, paradoxal, situația pare a fi la fel în municipiu, ba chiar mai rău. Un motiv ar fi faptul că animalele sunt aduse din alte localități și abandonate pe raza orașului, susține viceprimarul. De precizat este faptul că iubitorii de animale pot adopta câini de la padocul din Moțca, iar mai multe informații se pot obține la numărul de telefon 0742 082 482. Înscrieri record de concurenți la Cupa Pașcaniului la șah. Competiția ce va avea loc în perioada 26-28 mai în municipiu. Până în prezent, peste 120 de jucători ai sportului minții și-au anunțat prezența la cea de-a 15-a ediție a concursului, în condițiile în care media anilor trecuți a fost de circa 90 de participanți. Printre cei care vor participa la sfârșitul acestei săptămâni se află și sportivi cu un palmares bogat de titluri naționale și internaționale, atât din țară cât și de peste hotare. Printre ei se numără marele maestru Vasile Sânduleac din Republica Moldova. În acest weekend se va desfășura cea de-a 15-a ediție a Cupei Pașcaniului la șah, competiție omologată atât de Federația Internațională de Șah, cât și de Federația Română de Șah. S-a înscris un număr record de concurenți, peste 120, de la cluburi din țară, cât și din Republica Moldova. La turneu și-a anunțat participarea și un mare maestru la șah, domnul Vasile Sânduleac, care în prezent deține cel mai mare titlu ce se poate obține în acest sport. Domnia sa are un elo de 2392, iar cea mai mare evaluare a fost de 2519. A fost reprezentantul țării sale în 6 olimpiade și a fost campion al Republicii Moldova de 5 ori. Lista personalităților în șah continuă cu maestrii internaționali Iulian Baltag, tot din Republica Moldova, Lucian Filip și Albert Vajda din România. În competiție va participa și câștigătorul ediției Cupa Pașcaniului din 2017, George Pavel. Un alt competitor valoros care și-a anunțat prezența este Iulian Baltag din Republica Moldova. Deține în prezent un elo de 2414 și a fost de 3 ori cel mai bun jucător la șah din țara din care provine. Maestru internațional Lucian Filip și-a anunțat și domnia sa prezența. A obținut locul 4 la Grand Prix Balcani.
De asemenea, va fi prezent și maestru internațional Vajda Albert, cu Nelo de 2289, și maestru național Pavel George, care deja înregistrează un titlu câștigat al Cupei Pașcaniului la șah. În rândul juniorilor cu rezultate remarcabile se află Iustin Nicolas Cazacu, campion mondial și european la șah la categoria lui de vârstă. Titlul obținut în 2022. Leca Andrei Alexandra, vicecampioană națională, și Iulian Sabarez, campion european în 2022 la categoria lui de vârstă. Printre juniori, cei mai valoroși vor fi Cazacul Iustin Nicolas, este campion european și mondial la 8 ani, la categoria de vârstă, în 2022. Joacă șah de la vârsta de 4 ani și participă la competiții de la 5 ani. În 2023 a înregistrat un titlu național la Open 10 Classic, este vicecampion național la șah rapid și a obținut locul 3 la campionatul de șah Blitz. De asemenea, va participa și anul acesta Iulian Sabarez, care a înregistrat un titlu de campion european în 2022 la categoria sa de vârstă. În prezent este legitimat la un club din Românești și învață la una dintre școlile din Pașcani. Leca Andrei Alexandra și-a anunțat și ea participarea, este legitimată la Clubul Sportiv Micul Șahist. În 2019 a obținut un titlu de vicecampioană națională la 8 ani și este câștigătoarea a mai multor turnee naționale. Arbitrajul va fi asigurat de arbitrul internațional Sebastian Volcinske, iar primele 10 partide vor fi transmise live. Și anul acesta, turneul va fi arbitrat de arbitrul internațional Sebastian Volcinski, care a fost prezent și la campionatul european feminin din 2021. Cei pasionați de acest sport trebuie să știe că înscrierile continuă până pe data de 24 mai la sediul Bibliotecii Municipale Pașcani sau prin e-mail biblioteca-pașcani@yahoo.com. Se va juca șah timp de 3 zile, vineri, sâmbătă și duminică, la sediul primăriei Pașcani, în sistemul de joc Open Elvețian 6 runde. Festivitatea de premiere va avea loc duminică 28 mai de la ora 18:30. Organizatorii competiției sunt Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu, în parteneriat cu Primăria Pașcani și Asociația Sportivă Club de Șah Minerva Pașcani. Fondul de premiere pentru câștigători este de 16.000 de lei. Timp de 5 zile, autobuzele din Pașcani vor circula doar până la ora 16. Operatorul local a anunțat că în perioada 1-5 iunie, programul de transport public va fi cel pentru zilele de weekend. Măsurile au fost luate în contextul în care de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, și 5 iunie, a doua zi de Rusalii, sunt zile libere conform prevederilor legale. Astfel, pentru suburbia Gâștești, autobuzele vor pleca din gara Pașcani la orele 5:40, 7, 8, 10, 12 și 15:30. Pentru Blăgești, la orele 7:30, 10, 12 și 14. La Boșteni-Sodomeni, la orele 5:45, 7, 8, 10, 12, 15:30, iar pentru Lunca, la orele 5:20, 7, 8, 10, 11:40 și 16. Secțiile pe ecosfer SRL aduce la cunoștința celor interesați că în perioada 1-6 a 2023, 5-6 a 2023, programul pentru transport public local este următorul. Joi, 1-6 a 2023, programul de circulație pentru toate cursele se va desfășura conform programului de sâmbătă-duminică. De asemenea, luni, 5-6 a 2023, este același program, adică de sâmbătă-duminică. Vineri, 2-6 a 2023, programul de circulație este cel normal pentru toate cursele. Sâmbătă și duminică, sâmbătă 3-6 a 2023, duminică 4-6 a 2023, este programul normal, adică programul de sâmbătă-duminică. Începând cu data de 6-6, se reia programul normal de circulație pentru toate cursele.
Menționăm că programul va reveni la normal începând cu 6 iunie. Prețul unei călătorii este de 4 lei. Administrația locală din Pașcani se pregătește pentru a comemora Ziua Eroilor. Sărbătoarea marcată joi, 25 mai, aduce aminte de cei care și-au dat viața pentru țară, iar municipalitatea depune coroane de flori la monumentele eroilor din municipiu și suburbii. Autoritățile locale din Pașcani au anunțat programul pentru depunerile de coroane de Ziua Eroilor, ce va fi comemorată pe 25 mai. Ca și în ceilalți ani, vor fi depuse coroane la Monumentul Eroilor de la Biserica Lunca, apoi la Monumentul Eroilor de pe Ispranadă, la Blăgești, Biserica Sodomeni, apoi Gâștești, la Biserica Sfântul Gheorghe din Fântânele, la Monumentul Eroilor de la Biserica Înălțarea Domnului de la Capelă, la Monumentul Eroilor de pe strada Ștefan cel Mare, iar ultima locație la Monumentul Eroilor din spatele meu, din Curtea Protopopiatului. Odată cu autoritățile locale, ar urma să depună coroane de flori și reprezentanții ai partidelor politice sau ai societății civile. În fiecare an, Ziua Eroilor este celebrată odată cu sărbătoarea creștină a Înălțării Domnului, la 40 de zile de la Sfintele Paști, evocând memoria celor căzuți de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credință, libertate, dreptate și pentru apărarea țării și întregirea neamului. Un sens de mers din centrul municipiului Pașcani va fi închis în perioada 31 mai de la ora 12 și până pe 1 iunie ora 22. Mai exact, partea de pe strada Ștefan cel Mare dinspre oficiul poștal pornind de la această instituție și până la Casa de Cultură va fi liberă pentru distracția celor mici, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului. Situația a fost discutată în cadrul ședinței Comisiei Tehnice pentru Organizarea Circulației în municipiu, ce a avut loc vineri 19 mai la primăria Pașcani. Aici urmează să fie organizat un concurs de desene pe asfalt, demonstrație de karting, ateliere de prim ajutor, picturi pe față, concursuri de îndemânare pentru triciclete, biciclete, role și multe altele. O să fie un program foarte, zic eu, încărcat pentru copii. O să avem multe activități, atât la Casa de Cultură, chiar și pe acest tronson de pe strada Ștefan cel Mare, cât și la bibliotecă, la piața primăriei din municipiul Iași. Eu am draftul pentru program de activități din 1 iunie, mai așteptăm ca luni în ședința de Consiliul Local să obținem avizul Consiliului Local cu privire la unele aspecte care le-am consemnat în cadrul programului. S-au făcut două mici modificări, dar nu modificări majore, sumele sunt aceleași, numai că noi o să trebuiască să înștiințăm Consiliul exact pe fiecare sumă ce anume se face. Eu zic că așa din ce am văzut comparativ cu anii trecuți, o să avem și jocul comoara și demonstrații de karting, avem concursuri sportive, am atras și cei de la CSM, concurs de îndemânare cu trotinete, cu triciclete, cu biciclete, cu role, cu plăci. O să avem concurs de grafiche, care au fost și în anii trecuți. Vom avea și un atelier de prim ajutor cu sprijinul celor de la Crucea Roșie. Avem atelier de activități face painting, jocuri interactive, fel de fel de confecții, eu știu, din hârtie. Avem un spectacol de teatru și dans, Carnavalul Copilăriei, bineînțeles, desenele pe asfalt, Lumea Fantastică a Copilăriei, Teatru Greierile și Furnica, Moment Artistic, iar și premierii la concurs. O parte din membrii comisiei au precizat că activitățile de acest tip ar trebui amenajate în zone unde nu este circulație rutieră, de exemplu parcuri sau piațete.
Haideți să discutăm o dată pentru totdeauna, poate găsim o altă soluție. În sensul, mie nu-mi se pare normal chestia asta care tot moștenim de ani de zile, să închizi calea rutieră pentru ziua copilului, pentru a fost câteodată 3 luni închisă, că e umbră acolo, că e nu știu ce. Într-adevăr, până nu se rezolvi probabil asfaltul de pe aleea parcului, unde nu e nici trafic, nu e nici nimic, sau când închidem sensul ăla, să punem și indicatoare, pentru că se circulă pe ambele sensuri în partea stângă, fără indicatoare rutiere. Dacă se bușesc doi acolo, din punct de vedere legal, e vinovat ăla cu pătruns pe contrasens. Că a fost de destule ori închis și nu a fost reglementat cu indicatoare și marcaje corespunzătoare. Mă ales și eu propunerea dumneavoastră, organizarea activităților în mod deosebit cultural artistice ar trebui, în ghilimele, scoasă din zona arterilor de circulație, având în mod deosebit în vedere că numărul mare de autovehicule care tranzitează orașul pe timpul zilei este în creștere. Legat de semnalizarea rutieră, vă rog să observați pe stradă. În zona profi se vor instala indicator ocolire, indicator circulațiile pe ambele sensuri conform normativelor și indicatorul de acces interzis. Iar în partea dinspre statuie, dinspre oficiul poștal, pe sensul opus, pe sensul de mers, indicator circulații în ambele sensuri. Nu este prima dată când pe această porțiune de stradă a fost restricționat traficul rutier, iar în acest an zona va mai fi închisă cu ocazia Târgului Meșterilor Populari și de zilele municipiului. Pășcănenii intervievați de BIT TV consideră că zona respectivă ar trebui să rămână permanent pentru traficul pietonal sau măcar în zilele de weekend. De ce să nu fie închis? Că și evacuare, doar și mașinările astea. Nu și de ochi în Pașcani au pe unii treci, au de unii circula slava al Dumnezeu. De aici, de la Casa de Cultură, orice până acolo la poștă, se mai joacă și se mai relaxează. Da. Asta e ceva normal, nu e ceva care ieșe din comun. Nu se pare așa, da, bineînțeles, dar... Ar trebui weekend să fie închis. Mai iese la plimbare, aproape toate weekendurile astea, nu numai o singură dată că-i zua copilul sau bă și eu și... Sâmbăta și dumneavoastră, de vineri după masă... Da, din totdeauna. Nu au unde să joace, nu au parcuri. E bine. Să meargă bicicletele cu rolele, merg pe trotuar, pe stradă n-au voie, pe trotuar n-au voie. Nu au piste. Cred că ar fi minunat. Dacă ar fi o idee bună. Pentru noi, da, cred. Am înțeles. Dar asta e o măsură similară a fost luată acum câțiva ani de zile, doar pe timpul verii. În cadrul dezbaterii publice a planului de mobilitate urbană, BIT TV a propus ca primăria să închidă pe un sens sau pe ambele sensuri circulația rutieră pe strada Ștefan cel Mare în zilele de weekend pentru acces pietonal, nu doar pe timpul verii, ci pe tot parcursul anului. De cealaltă parte, primarul municipiului Pașcani a spus că nu ar fi de acord cu închiderea în weekend a străzii Ștefan cel Mare, pe motiv că ar bloca traficul rutier și astfel de acțiuni ar trebui organizate în parcul municipal. N-am făcut o astfel de analiză, dar vă spun, din punctul meu de vedere, după ce am auzit propunerea dumneavoastră, să știți că deocamdată nu sunt de acord. Nu sunt de acord și sper ca zona lacului Peștișorul de la anul, dacă intră în renovare acolo, să fie o zonă în care să avem evenimente care, să zicem, să permită ca această stradă din centru să fie în continuare deschisă. Mă gândesc că traficul din centru de pe Ștefan cel Mare, dacă ar trebui să-l deviem de mâine pe Nicolae Iorga sau pe Grădiniții, din punctul meu de vedere și așa strada Grădiniții este extrem de aglomerată, nu cred că ar fi un avantaj să ducem mai multe mașini pe strada Grădiniții. Deci astăzi, la nivelul la care suntem cu mobilitatea pe care o avem, adică traficul de autovehicule, nu cred că este o soluție pe care eu o încurajez. De precizat este faptul că programul complet al activităților organizate de Ziua Copilului ar urma să fie anunțat la începutul săptămânii viitoare, după ședința de Consiliu de luni, în care se va discuta pe acest subiect.
Societatea Locală de Salubritate din municipiul Pașcani a anunțat faptul că încep acțiunile de dezinsecție în oraș și suburbii. Prima etapă va avea loc în perioada 26 mai-2 iunie, dacă vremea va permite. Tratamentele de dezinsecție terestră se aplică între orele 21-5 dimineața, pe timpul nopții, atunci când circulația este redusă și insectele sunt active. CLP Ecoserv SRL, în calitate de operator al serviciului public de dezinfecție, dezinfecție și deratizare, aduce la cunoștința publică că în perioada 26-5-2023, 2-6-2023, în intervalul orar 21-5, va desfășura activitatea de dezinfecție pe domeniul public al municipiului Pașcani, etapa 1, în condițiile în care vremea ne va permite acest lucru, adică nu plouă și nu bate vântul. Substanțele folosite sunt Aqua Cautrin și Solfac Trio. Substanțele fac parte din grupa 3 de toxicitate și sunt avizate de Comisia Națională pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății. Pășcănenii sunt rugați să evite deplasările în intervalul orar sus menționat și să țină ferestrele închise pentru a evita expunerea directă la substanțele cu care se efectuează acțiunea de dezinsecție. Rugăm cetățenii să evite deplasările în intervalul orar sus menționat și să țină ferestrele închise pentru a evita expunerea directă la substanțele cu care se efectuează acțiunea de dezinsecție. Totodată rugăm cetățenii să evite trecerea sau staționarea în zona de acțiune a utilajelor, în timp ce acestea pulverizează soluții de combatere a țânțarilor și larvelor acestora și, de asemenea, să acorde o atenție sporită supravegherii copiilor și animalelor de companie pentru a evita eventuale incidente neplăcute. De asemenea, persoanele care le țin în proprietate, concesiune, închiriere, luci de apă populate cu pește, deținătorii de stupi și populații de albine, trebuie să își ia măsuri de prevenție pe perioada acțiunii de dezinfecție pentru a evita producerea unor evenimente de natură să conducă la afectarea populației de pești și a familiilor de albine. În premieră, în următoarea etapă, ar urma să fie făcută o dezinsecție aeriană, potrivit celor spuse de directorul societății. Menționez că anul acesta, deci în 2023, în premier, CLP Ecoserv va efectua tratamentul pentru dezinsecție și aerian, adică din avion. Până la finalul sezonului cald vor fi 3 etape de dezinsecție. Limitatoarele de viteză vor fi din nou amplasate pe străzile din municipiul Pașcani. Decizia a fost luată în ședința Comisiei Tehnice de Organizare a Circulației, ce a avut loc vineri 19 mai la sediul primăriei. Este vorba despre 6 zone unde vor fi amplasate, 4 pe strada Ceferiștilor, una în fața școlii gimnaziale Iordache Cantacuzino pe Ștefan cel Mare și încă una în fața grădiniței din cartierul Vatra. Analiza amplasării dispozitivelor de reducere a vitezii autovehiculelor, limitatoare de viteză pe raza municipiului Pașcani, în vederea amplasării acestora. Vin eu de la bun început și informez Comisia Circulației. De-a lungul timpului, cel puțin de când fac parte în această comisie, au fost avizate și aprobate 6 limitatoare de viteză în următoarele locații. 4 sunt aprobate și avizate odată cu realizarea acelui program PIDU pe strada Ceferiștilor. De la Biosan sunt 4 treceri de pietoni, inclusiv trecerea de pietoni la intersecție cu strada Amurgului. Sper să nu greșesc. O altă locație este în zona trecerii de pietoni la școala 3 și a șasea locație este pe strada Ștefan cel Mare, în zona grădiniței din spatele spitalului. Deci, acestea sunt aprobate. Odată cu acestea a fost o scăpare a comisiei, nu s-a stabilit programul de montare și demontare a acestora. Știind că iarna se trece cu lama plugurilor pentru dezăpezire în zonă, ele trebuie montate. Va trebui să avizăm totuși un program aproximativ de montare și demontare a acestor limitatoare. Rog membrii comisiei, dacă mai au de făcut vreo propunere în vreo zonă de instalare a unor asemenea dispozitive de reducere a vitezei autovehiculelor, să o facă acum, urmând
ca prin vot să-și avizăm amplasarea acestuia, iar serviciul rutier cu sprijinul firmei cu care colaborează să obțină avizul la serviciul rutier pentru amplasarea în carusabil. Totodată a fost stabilit și un regulament privind montarea și demontarea lor, ca să nu mai fie nevoie de fiecare dată câte o decizie din cadrul comisiei. Propune ca pentru acestea, de aceea nu au fost montate, să avizăm acest program de instalare, dezinstalare, respectiv eu v-aș propune că la începutul lunii aprilie ele să fie instalate. Din 2 aprilie. 2 aprilie, ca să nu fie păcăleală. Așa. Și să fie demontate pe final de luna octombrie. Știți că legislația acum permite, dacă pui cameră radar pe strada șeferiștilor, nu mai treci, nu mai depășești nimeni limita viteză, de viteză când le vin primele rânduri de plicuri acasă. Până când Mihai mai durează, dacă. Până când le vin primele rânduri de plicuri durează. Noi speram să primim trucamul ăsta, de care toți spun cei la București, că noi am rămas fără trucam, nu avem nici mașinile civile care spun că putem lucra. Și o să luăm disparitate în toate cinții care au fost, unde s-au spus că să mergem cu viteză în fiecare de locuri. Sau ținem cu trucamul, să vedem și noi. Eu nu-ți fac față, pentru că nu aveți oameni destuiși. Cât o să fie, asta e spus. Ne ajutăm cei la rurală, cei la unii publică, suntem și noi puțin, dar o să încercăm să o să fie cu impact. În ședință s-a discutat și despre oportunitatea montării delimitatoare și în alte zone din Pașcani și suburbii, în special în apropierea trecerilor de pietoni din zona școlilor, dar și în funcție de solicitări, cu respectarea prevederilor legale. Ultima sâmbătă din această lună aduce la Pașcani un eveniment cultural cu tradiție. Casa de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani organizează pe 27 mai de la ora 10:30 în sala Arcadia simpozionul dedicat criticului literar pășcănean Constantin Ciopraga. Invitații acestei ediții sunt profesorii universitari Mircea Diaconu și Claudia Costin, conferențiar universitar Daniela Petroșel și scriitorul Grigore Ilisei. Sâmbătă 27 mai 2023, începând cu orele 10:30, în sala Arcadia, Casei Municipale de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani, va avea loc cea de-a 10-a ediție a simpozionului dedicat criticului literar, profesorului, academicianului Constantin Ciopraga. Tema acestui an este Propilee ale unui templu critic. Și pentru această ediție, Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu din Pașcani a realizat un parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. La acest simpozion, invitați vor fi domnii profesor universitar dr. Mircea A. Diaconu, conferențiar universitar dr. Daniela Petroșel, profesor universitar dr. Claudia Costin. De asemenea, aș dori să precizez că va fi prezent și scriitorul Grigore Ilisei, care ne-a pus la dispoziție un film intitulat 85 de vămi, un film realizat de către Grigore Ilisei la TVR Iași. Moderator al acestei simpozion este profesorul universitar dr. Claudia Costin. Așadar, pentru sâmbătă 27 mai 2023, în sala Arcadia, nu uitați, este cea de-a 10-a ediție a simpozionului dedicat lui Constantin Ciopraga. Încă o precizare suplimentară, spuneam de parteneri. Partenerii al acestei simpozion sunt Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, dar și Liceul Tehnologic Economic Nicolae Iorga din Pașcani. Reamintim faptul că pășcăneanul Constantin Ciopraga s-a născut pe 12 mai 1916, a fost critic și istoric literar, poet, memorialist, profesor universitar și membru de onoare al Academiei Române. A scris un număr impresionant de articole și studii de istorie literară, colaborând la multe din publicațiile de specialitate din România. A semnat volume de referință, dintre care pot fi amintite monografiile dedicate scriitorilor Calistrat Hogaș, George Topârceanu sau Mihail Sadoveanu.
Distracția și bucuria de Ziua Internațională a Copilului, marcată în fiecare an pe 1 iunie, va începe mai devreme în municipiul Pașcani. Pe 31 mai va avea loc atelierul concurs de desene Zâmbet de Copil, organizat de Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu și Primărie. Evenimentul va începe de la ora 9, de la 11:30 vor avea loc activități în aer liber organizate de Asociația Șansa 2010, iar de la ora 13 va fi festivitatea de premiere. Anul acesta, activitățile organizate pentru sărbătorirea Zilei Copilului vor începe mai devreme. Astfel, pe 31 mai, la Biblioteca Municipală Pașcani va avea loc atelierul concurs de desene Zâmbet de Copil, activitate organizată de Primăria Pașcani și Biblioteca Municipală Leonard Gavriliu Pașcani, în parteneriat cu Asociația 2010. Atelierul va începe la ora 9 la sediul bibliotecii. La ora 11:30 vor avea loc activități în aer liber organizate de Asociația Șansa 2010, iar la ora 13 va avea loc festivitatea de premiere. Înscrierile se pot face până pe data de 29 mai, ora 16, la sediul bibliotecii din strada Grădiniței sau prin mail la adresa bibliotecapascanearondyahoo.com. Pot participa copiii de la clasele a 3-a și până la a 8-a. Sunt puse în joc premii importante. Concursul se adresează elevilor din clasele 3-8, vor fi premii în bani, iar juriul este format din doamnele profesor Mihaela Bucan-Nicola, Anca Pricop și bibliograf Mihaela Cojocaru. Vă așteptăm cu drag! Deocamdată, Primăria Pașcani și Casa de Cultură nu au anunțat ce alte activități vor avea loc în municipiu de Ziua Internațională a Copilului. În anii trecuți au avut loc un concurs de grafiti în centrul orașului, iar în fața instituției de cultură, concurs de desene și teatru. De precizat este faptul că în România Ziua Internațională a Copilului este sărbătorită la data de 1 iunie, ca și în alte aproximativ 50 de țări. Totodată, alte peste 100 de țări celebrează o zi a copilului la date diferite. La 16 noiembrie 2016, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii prin care este modificat codul muncii, prin declararea zilei de 1 iunie, ziua copilului, ca sărbătoare legală în care nu se lucrează. Astfel, din 2017, ziua de 1 iunie este nelucrătoare. Prima bălăceală din acest an în ștrandul municipal din Pașcani ar urma să fie posibilă peste circa 3 săptămâni. Reprezentanții administrației locale au anunțat joi 18 mai, în cadrul conferinței săptămânale de presă, faptul că deschiderea locației va avea loc pe 9 iunie. Până atunci se lucrează la repararea unor defecțiuni apărute, va fi vopsit bazinul și apoi urmează să fie umplut cu apă. La ștrand am identificat până la urmă defecțiunile, au fost mai multe, am făcut reparațiile, astăzi am turnat beton, am acoperit găurile care le-am făcut și estimăm cu tot ce mai este de făcut în jurul datei de 9 iunie să tăiem primul bilet. Cade în sfârșit de săptămână și oricum apa o vom pune mai devreme pentru a avea timp să mai încălzească și pe data de 9 iunie ne cerem scuze că întârziem o săptămână, dar chiar nu a fost vina lucrătorilor de la noi. Am lucrat și la gard și la 9 iunie. Da, deci gardul s-a schimbat acolo pentru că stătea să cadă, exact. Iarba este cosită, întreținerea în mare s-a făcut. Din păcate am descoperit că este spart, să zicem, ștrandul, instalația e defectă. Am tăiat, am decopertat, s-a turnat beton, urmează să vopsim de acum tot ștrandul și cât de repede se poate îi dăm drum. Condițiile de acces vor fi aceleași ca și cele de anul trecut, pe bază de bilet 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii, de marți până duminică de la 10 la 19, iar în zilele de luni între orele 12-20. La fel ca și până acum, cei care își vor petrece timpul liber la ștrandul municipal vor trebui să își aducă din oraș o gustare sau băuturi răcoritoare. În incinta locației din strada stadionului nu este niciun agent economic care să presteze astfel de servicii.
Cetățenii din municipiu și nu numai sunt invitați marți 23 mai de la ora 18 la un film documentar regizat de pășcăneanul Dragoș Zămosteanu. Proiecția, în căutarea inginerului Dragomirescu, va rula la Casa de Cultură Mihail Sadoveanu, iar intrarea este liberă. Primăria municipiului Pașcani, în parteneriat cu Casa Municipală de Cultură Mihail Sadoveanu, tot din Pașcani, invită pășcănenii la proiecția filmului documentar În căutarea inginerului Dragomirescu, în regia lui Dragoș Zămosteanu. Evenimentul va avea loc pe data de 23 mai, deci marți 23 mai, începând cu orele 18, în sala de spectacole a instituției noastre. Intrarea este liberă. Filmul documentar este despre abuzurile și tortura din anii 60 din colonia de exterminare prin muncă forțată de la Periprava. Acesta aduce în atenția publicului destinul tragic al lui Gheorghe Dragomirescu, un inginer de excepție, tată la 6 copii, denunțat pentru că a cântat pe 1 ianuarie 1959 la aniversarea unui prieten, Deșteaptă-te române și Vântuleți de primăvară. Consecințele acestei drame sunt resimțite de urmașii inginerului Dragomirescu până în ziua de astăzi. De Sfântul Vasile, obișnuiam să ne ducem toți la domnul Cristian. Și venea Dragomirescu, venea profesor Sihleanu, venea un doctor care stătea acolo, doctor Zarea, un om extraordinar de bun. Și, ca niciodată, atunci, domnule, văd că vine și domnul Iene. Și acolo au cântat Deșteaptă-te români. Și Ienea ăsta, care era învățător, era cununat de familia Cristea. Și Ienea era informator. S-a dus și a turnat că au cântat Deșteaptă-te români. Și i-a arestat pe 4 ianuarie. Generațiile de azi caută și acum osemintele strămoșilor, foștii deținuți politici din perioada comunistă, construit din declarații ale familiilor și ale unor supraviețuitori. Filmul ilustrează duritatea manifestată de regimul trecut și implicarea superficială a regimului de azi în aflarea adevărului. Regizorul este născut în Pașcani, a fost elev și profesor de filozofie la Colegiul Sadoveanu, iar de-a lungul timpului a mai realizat pe aceeași linie tematică a evidenței unor destine, marcate de urgiile regimului comunist, documentare precum Ține, Doamne, partizanii până vin americanii sau Grup Canal 77. Informații utile pentru comercianții care vor să participe la ediția din acest an a zilelor municipiului Pașcani din perioada 7-9 iulie. Municipalitatea a stabilit condițiile pentru activitățile de comerț și cele recreative. Data limită până la care se pot depune cererile însoțite de documente este 23 iunie, iar dosarul poate fi depus la ghișeul unic din cadrul primăriei sau poate fi trimis pe adresa de mail office@primariapascan.ro. Carmen, 23 depunerea și pe 24 facem selecție. Toate cererile care vin după data de 23 așa sau nu mai sunt luate în calcul, da? O noutate față de anul trecut este faptul că vor fi puse tonete inclusiv pe spațiul din fața catedralei dinspre strada Ștefan cel Mare. În rest, amenajările pentru terase, corturi, rulote sau iujuri vor fi făcute aproximativ ca în 2022. În ședință s-a discutat despre o mai bună organizare a acestor zone, ținând cont de faptul că anul trecut ar fi fost reclamații cu privire la zgomotul deranjant sau la noxele de la generatoarele de curent. Lotizăm și pe partea cu catedrala, spații din 9 metri pătrați sau nu? Eu vă propun să lotizăm și acolo e posibil să avem mai mulți comercianți, să dea chiar un aspect frumos. Și atunci o să scoatem cele bun, întrebarea este. În față, de aici care închid intrarea spre Sigme. Să le scot, rămâne. Să le aliniem cu celelalte. Poți să rămână, doar ce faci. Da? Este obligat să respecte următoarele, să nu depășească nivelul de sonor maxim admis al sunetului permis de prevederile legale. Pentru agenții economici ce au ca obiect de activitate parcuri de distracții să folosească un fond sonor muzical dedicat copiilor, exact cum a fost și anul trecut. Nu maneli pe la fiecare. Aici la terase. Să respecte liniștea pe timpul orilor de repaus, odihnă,
protejate prin lege. Să respecte programul de aprovizionare a locațiilor, respectiv aprovizionarea activității pentru care s-a solicitat utilizarea temporară a terenului, se va realiza zilnic între orele 6 și 11. Da? Pentru agenții economici ce au ca obiect de activitate terase alimentare, trebuie să-și asigure mese, umbrele, împotriva eventualelor intemperii apărute, să aibă în dotare dispozitive, aparate, agregate frigorifice, să mențină în bună stare de igienă produsele alimentare. Orice neregulă constatată și adusă la cunoștință agentului economic de către Comisia de Organizare va fi remediată pe loc. Să aibă în dotare stingătoare, generatoare de curent, surse de apă, recipienți cu canele, să aibă în dotare eventualele deteriorări ale echipamentelor consumatoare de energie electrică și a stării tehnice acestora nu cad în sarcina Comisiei de Organizare. Spațiile unde vor fi puse toate aceste activități vor fi lotizate în suprafețe de 6, 9, 25 sau 50 de metri pătrați, în funcție de specificul și necesitățile comercianților. We'll be right back.